bună ziua! Sunt în direct sau da, sunt da, sunteți în direct, doamna Iulia. Vă stau foarte bine buclele. A, mulțumesc frumos! Ce faci, Iulia? Mi-am făcut de ieri ca să mă pregătesc pentru emisiunea ta. Ce faci, Iulia? Ce buche mare de flori ai primit în spate, îl văd. Tot pentru tine l-am pus aici, să știi. Da. Nu știu cum e cadrul în momentul ăsta, pentru că... Mamă, e superb! Oameni buni, Iulia Vântur vă prezintă știrile Pro TV din India. Iulia, ai legătura! Mulțumesc! Să știți că situația aici în India este în continuare dezastroasă, nu s-a schimbat nimic. Cazurile în continuare cresc, din păcate nu avem ce să facem, decât să stăm în casă, să ne protejăm și să avem grijă de noi și de familia noastră. Da, atât de aici... Atât de aici revenim. Da. Atât de aici, da. Îți e dor câteodată așa de știri să mai prezinți? Să știi că da. Să știi că da. Chiar mă gândeam la un moment dat dacă n-ar fi o idee să prezint, măcar pe conturile mele de social media, să prezint știrile, știi, așa când mi se face dor, știi? Ce tare ar fi și Salman Khan să fie busul la meteo. Ai acolo. Salut, Salman! Hello! Hello, Salman! E în dreapta ta acolo, da. L-am văzut. L-am da? Văzut în, da? Cum l-ai văzut? L-am văzut în reflexia de acolo, de la tablou. Am înțeles. Hello, Salman! Ce faci, Iulia? He's gonna do that now. Yes, Salman! Hello, how are you? Hai mă, Iulia, dă să-l salut, că pe bune, doar îndreaptă camera să-l salut. Hello! Okay, he's saying that he wants yes, to say hello, to Salman Canciucă, prietenul nostru! Yeah. Hello! E acolo, în spate, l-am văzut. Can hello! Poți să-l auzi? Nu l-aud, dar întoarce un pic camera să-l și văd. Spune că am fost marele lui, cel mai mare fan eu sunt. I'm here, he wants to see you. Hey, Salman Khan, come to, I want to see you! Zi în indiană, cătă. Salman? Yes, Salman, please. Hello! Ok. Ia. Stai o secundă, nu știu cum să întorc asta. Oh. Acum vin eu acolo să o întorc. Hai mă, te rog. Întoarce un pic e butonul ăla așa, pasă pe el. Dar ia atunci. Să vină el. Să vină el. Să vină Salman! 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 Hey! Salman Khan! Hello, Salman Khan! Hello, my friends! How are you? I'm good. Yes. You are a great actor. Thank you. Iulia. No, he's making fun of his... Iulia. Yes. M-am emoționat. Când veniți, în România? When you come in Romania? Soon. Soon. I wait here in my show, Salman Khan. All right. Shall be there. Okay. Okay. Right. Take care. Okay, thank you. No, the discussion. Bă, Iulia, bă, dar ce bine arată, mă. Okay. O să-i transmit. Mersi. Băi, nene, băi. Băi, noi, deci cum să zic, noi, Iulia, am crescut cu filmele lui Salman Khan. Noi, uite, așa era. Tu știi, tu ai... Okay. Așa era. Hai bine, de bine. Capul meu. Băi, Cătă, ce înseamnă perseverența, mă, de 3-4 luni de zile tot încerc să vorbesc. Da, gata. Spune-ne, Iulia, despre școala de la New York. Așa. Ce să zic? Păi, uite, m-am apucat de niște cursuri online ca să-mi fac și eu puțin timpul mai... să treacă mult mai folositor, mai eficient. Pentru că noi încă suntem în lockdown, așa cum spuneam. Și trebuie să fac în așa fel încât să mai învăț lucruri noi, să simt că lockdownul ăsta nu mă afectează atât de mult psihic, ci mi-aduce un plus. Și mi-a plăcut foarte mult să fac cursurile astea online. Profesorii sunt extraordinari și ai ocazia să întâlnești colegi de peste tot din lume, să vezi mentalități diferite, approach-uri diferite, abordări diferite. Așa că mi s-a părut o experiență foarte, foarte faină și o să continui. Superb! Cu muzica? Cu muzica, ce să spun, deocamdată tot punem la cale tot felul, ba music, ba zi, videoclipuri, piese, însă deocamdată nu putem filma nimic,
decât acolo, la casa de vacanță, putem cât de cât așa, dar nu ai cum să aduci o echipă mare să, să poți să, film, să filmezi cu adevărat ceea ce ai nevoie, știi? Așa că... Să aveți grijă de voi. Ce să facem? Așteptăm să ieșim, să ieșim din, din lockdown, așteptăm să ieșim și să ne apucăm de muncă și să fie totul, tot ok. Doamne, din cauza ajută. Asta nici am putut să vin, să vin de ziua mea acasă, pentru că asta era planul meu, dar prietenii mei m-au făcut o surpriză foarte frumoasă, s-au dus la părinții mei acasă cu flori, cu tort, cu, cu șampanie și m-au sunat la 12 noaptea și practic am fost în direct prin, prin camera video, am fost împreună și am sărbătorit ziua mea. Și a fost frumos. La mulți ani, Iuliaș, din partea noastră, să știi că vin știrile de la ora 5 la... peste noi, dar te mai sunăm săptămâna asta. La mulți ani și pentru Andra. Mulțumesc, okay. Mulțumesc mult, bine. Te pupăm, Iulia. Vă pup, vă pup, vă pup. Pa, pa. Pa.